Kuna din niya ata. Pinabang kasi. Și cu așa un mesaj de întâmpinare, cum să nu pășești cu dreptul în următorul an școlar? După o vizită prin unitatea școlară, părinții s-au declarat mulțumiți. De ce ați ales această școală? Pentru că este una dintre cele mai bine cotate școli de la noi din oraș și aș vrea ca băiețelul meu să aibă cea mai bună pregătire, încă de mititel. Școala este foarte importantă la primele clase și este foarte aproape de locuință, e o școală importantă în orașul nostru, foarte bine dotată, cadrele sunt foarte bine pregătite și sper să-i placă și petiții, așa cum îmi place mie. Cei mici au avut ocazia să-și cunoască viitorii colegi, dar și dascălul care le va îndruma pașii spre cunoaștere. Ca în toate școlile din țară, astăzi se desfășoară la școala gimnazială Alexandru Ștefulescu activitatea Ziua Porților Deschise, o activitate care se află în calendarul înscrierilor pentru clasa pregătitoare. În această zi, elevii care vor veni în toamnă la școală vin însoțiți de părinți pentru a se familiariza cu spațiile școlare, pentru a cunoaște viitorii învățători, pentru a se obișnui cu activitatea care se desfășoară la școală. Ziua Porților Deschise a fost marcată în aproape toate unitățile de învățământ din Gorj.